Clasele primare au fost, probabil, cele mai frumoase. Acolo mă întâlnim profesori care au știut să iubească pe fiecare copil în parte. Apoi, a început mare dezamăgire. Fiecare a format câte un grupuleț. Vrei, te încadrezi într-un grup și îl bârfești pe altul. Nu vrei, stai singur și toți își bat joc de tine. La școală mi se spunea, ești urâtă, ești proastă, te îmbraci aiurea. Ca să nu-i aud, îmi puneam căștere și ascultam muzică. Citeam și scriam mult. Nu-mi permiteam să plâng în fața lor. M-am transferat în altă școală, dar lucrurile nu s-au schimbat nici acolo. M-am plâns părinților, iar ei m-au întrebat dacă nu port și eu vreo vină pentru ceea ce se întâmplă. M-am simțit trădată. E greu să nu ai cu cine să vorbești. Eram gânduită de gânduri sumbre. Nu înțelegeam de ce să mai trăiesc, ca să-și bată tot joc de mine să mă înjure. Am început să mă tai la închieturi. Când simți durere fizică, cea mentală cumva se stopează. La 17 ani am zis că nu mai pot. Nici psihologul nu mă mai ajutea. Simțeam că nu vreau să mă ascult. În fiecare dimineață îmi puneam mască. Nimeni nu trebuia să-și dea seama ce simt. Profesorii ca profesori, ajungi la un moment dat că nu-ți mai pasă de indiferența lor, dar nu poți face același lucru cu colegii. Uneori, ei nu-și dau seama ce putere poate avea un cuvânt. Dar am avut noroc. Am întâlnit o persoană care m-a învățat să mă iubesc și să trec peste toate aceste amintiri. Am înțeles că viața poate fi și altfel. Totuși, înjosirile de la școală încă mai dorm.